Salut, sunt Robert și astăzi vin la voi cu o ghicitoare. De câte ingrediente e nevoie pentru o prăjitură? Ați văzut titlul, evident că știți. Două, nu? Ok, dar ce ingrediente? Puneți o pauză și sunt curios dacă scrieți în coment dacă ghiciți care sunt cele două ingrediente de care avem nevoie. Faceți testul ăsta. Rețeta asta e pentru 4 ramechine de 8 cm pe care o să le ung pentru început bine de tot cu unt. Ăsta nu e unul din ingrediente, untul. Nu vă zgârciți, ungeți cu unt bine de tot. Ok. Într-un bol am topit 114 grame de ciocolată semi-neagră, deci cu 55% cacao. Și am lăsat-o să se răcorească puțin. Mai aveam undeva un bol în care o să separ două. Gălbenușurile le voi pune peste ciocolată și albușurile le voi lăsa separat și le voi spuma. Bun, amestecăm gălbenușurile bine. Dacă folosiți o ciocolată mai neagră de 55%, o să vedeți că amestecul ăsta va fi foarte tare și va fi foarte greu să incorporați albușul în el. Și albușul o să-l batem spumă. Nu foarte, foarte tare, așa. Bun, și acum o să adăugăm o parte din albuș peste ciocolată ca să înmuiem ciocolata, după care o să adăugăm restul și amestecăm foarte ușor ca să nu pierdem din volum. Mi-a șoptit carne. O să împărțim în cele 4 ramechine, aproximativ 50 de grame în fiecare, 52 de grame. Și le punem la cuptor la 180 de grade, fără ventilație, timp de 18-20 de minute. Și atât. Sunt gata prăjiturile noastre. După cum vedeți, au crescut foarte frumos. Dar dacă le lăsați foarte mult să stea, vor cădea natural, pentru că albușul din ele se ploștește, nu au foarte multă structură. Deci cel mai bine este să le pregătiți, să le consumați pe loc, eventual cu puțin înghețată de vanilie. Atât a fost rețeta de astăzi, ne vedem data viitoare. Pa!